Nici n-au trecut 4 luni de când a plecat de la Cotroceni și fostul președinte Băsescu și-a găsit deja o nouă carieră. Aceea de pamfletar ușor isteric. Activează pe Facebook, unde nu pune poze cu mâncare ca alții și nici cu băutură, din fericire. Se mulțumește să-și împroaște cu invective stângace foștii slujitori. Fiți atenți! Lingătorul de clanțe de ambasade occidentale și admirator de picioare a lansat astăzi o teorie similară cu cea susținută de Ponta și televiziunile turnătorului bătrân Felix, precum și de aceea mai tânărului lui coleg de arme Ghiță, și anume: Băsescu a protejat un grup de corupți care abia acum, după plecarea acestuia de la Cotroceni, poate fi anchetat. Nimic mai neadevărat! Nu am protejat pe nimeni! Nu veți găsi procuror, judecător sau polițist care să poată confirma intervenția mea pentru cineva. Cum? Lingător de clanțe de ambasade occidentale și admirator de picioare? Mi se pare mie sau Băsescu a citit nu doar Levantul, ci și România Mare, de unde a învățat să arunce culături în mod creativ? Haideți, domnul Băsescu, până și Vadim era mai blând cu fostul șofer. Că de condus mașina, conduce bine. Are și el o calitate, că probabil a făcut numai șoferie la viața lui. Mă rog, fostul președinte se referă la domnul Tăpălagă, care se simte și răspunde prompt tot pe Facebook. Asta e tot ce mai are de spus un fost președinte, o înjurătură groasă fără argumente, un scuipat între ochi. Atât mai poate, o jalnică lovitură sub centură. Mă uitam cu milă zilele trecute cum pune ziariști expirați să-i denigreze pe cei câțiva ziariști care au criticat-o pe Udrea. Pot să înțeleg că 10% a rămas singura lui grijă în viață, după cum singur a mărturisit, dar ar putea măcar să elaboreze un atac inteligent, care să merite osteneala. Haideți, domnule Tăpălagă! Cum adică 10% a rămas singura grijă în viața lui Băsescu? Păi fostul președinte nici nu se uită la sticlele care au mai puțin de 30%. 10% consumă doar așa, dacă e pe antibiotice sau urmează să se urce la volan. Cum? 10% e Elena Udrea? Bă, ca să vezi ce înseamnă regimul de detenție, odată intra la Bulău, devii un simplu număr. Am fost dus în arestul Poliției Capitale, verificată la sânge și dezbrăcată. Mi-au luat sutienul și am fost dus într-o cameră cu dimensiunea de 3x3 metri, în care erau 4 paturi. Oricum, îmi place la nebunie argumentul ăsta al fostului președinte. Ca să dovedești că și-a protejat apropiații, trebuie să găsești un magistrat care să confirme amestecul lui în justiție. E ca unul de care toată lumea știe că e vinovat de crimă, dar continuă să-și susțină nevinovăția cu argumentul ăsta. Băi, aduceți-mi mie unul care să spună că l-am omorât eu. N-o să găsiți, sunt curat ca lacrima, nu?